Interlopul fugar care plănuia asasinarea jurnalistului Dragoș Boța a fost prins în Italia, în apropiere de Roma. În legătură directă cu noi este Dragoș Boța, jurnalist presaalert.ro. Dragoș, ce informații ai despre prinderea lui acestui interlop? Bună ziua, da, într-adevăr, din informațiile pe care le am, Lucian Boncu, care vineri a părăsit ilegal România în momentul în care a aflat că trebuie să se prezinte la Tribunalul Timiș, unde Dicot solicitase arestarea sa în dosarul în care era acuzat că a ordonat asasinarea mea, a fost capturat în urmă cu câteva ore în micuța localitate Latina de lângă Roma. Practic vorbim de o cooperare polițienească perfectă, aș spune, între autoritățile române și cele italiene. Lucian Boncu a fost prins de carabinieri în momentul în care se ducea să-și depună actele de rezidență în Italia. El era însoțit de un alt fugar, alt lider interlop fugar, Sorin Udrea, cel care a plecat din România în urmă cu câțiva ani, tot așa înainte de a fi condamnat definitiv într-un dosar de crimă organizată. Sorin Udrea este cel care am dezvăluit la Antena 3 în anul trecut, a fost cel care i-a rezolvat și Alinei Bica actele de rezidență. Aici vreau Italia să ajung, Dragoș Boța. Da? Acesta va fi repatriat, adică adus în țară, sau își va ispăși sau nu pedeapsa în Italia? Există o discuție juridică acum, pentru că el, având rezidență, teoretic își pășea pedeapsa în Italia. Vorbim de Sorin Udrea, însă acum, cum el a ajutat un fugar, rămâne de văzut care va fi decizia autorităților italiene. În cazul lui Lucian Boncu, cel mai probabil va fi extradat în următoarea perioadă, deoarece pe numele său există un mandat de arestare internațional. De altfel, trebuie să spun că în timp ce Boncu era fugar și, din informațiile pe care avem, a părăsit ilegal România în Serbia și de acolo mai departe, avocaților cer mâine la Curtea de Apel Timișoara revocarea mandatului de arestare preventivă. Mulțumesc, Dragoș Boța, pentru informații.